Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Elena Oprea, bine ne revedem la miezul problemei Național TV. Astăzi este o zi specială, este Vinerea Mare. Ca atare, alături de domnul profesor doctor universitar Mircea Coșa, am decis să vorbim despre alte subiecte care cred eu că fac bine sufletului nostru și ar trebui să ne îndepărasăm măcar astăzi spun, de toate problemele care ne marcină zi de zi și ne fac așa viața un calvar, am putea spune. Pentru că este Vinerea Mare, vom vorbi astăzi despre credință și tradiții. Consider că sunt două aspecte care nu pot fi îndepărtate una de cealaltă. Cu cine vom vorbi astăzi? Repet, cu domnul profesor universitar dr. Mircea Coșa. Bună seara, domnule. Bună seara, și română. Cu părintele Vasile Ioana. Bună seara, părinte. Bună seara, domnule Jutăr. Și o să ni se alăture în curând și doamna Sabina Espas, director al Institutului de Etnografie și Folclor, care aparține de Academia Română. Părinte, aș începe discuția cu dumneavoastră, pentru că astăzi, și din păcate doar astăzi sau în astfel de momente, vorbim mai mult de credință decât în oricare altă zi. Cât de importantă este credința pentru sufletul omului? Dar credința adevărată. Cred că omul, de când e el, a avut o aspirație spre autocunoaștere și spre descoperirea a ceea ce este dincolo de ceea ce se vede. Din metafizic, în spatele a ceea ce este fizic. E limpede că toată mișcarea noastră prin această lume, mișcarea noastră dintre naștere și mormânt, din punctul A în punctul B, este generată de ceva mai mult decât ceea ce este fizic, ceea ce este văzut. Și ați ales foarte fericit atașarea acestor doi termeni foarte importanți, tradiție și credință. Acestea merg împreună pentru că din totdeauna omul a avut o sete pentru divinitate, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și Dumnezeu, pentru că-L iubește pe om, s-a revelat omului în diferite moduri. Avem întâi o revelație naturală, că prin natură îl cunoaștem pe Dumnezeu. Vedem perfecțiunea din natură, ne bucurăm de un răsărit de soare. Când mergem în parc, se simte sufletul nostru bine și nu doar trupul, pentru că întâlnirea cu verdele este o bucurie pentru suflet, pentru faptul că verdele, planta, se hrănește cu fotonul, cu lumina și ea astfel își ia hrana de acolo, deci tu vezi practic lumină îmbrăcată în alt fel de Dumnezeu. Și astfel, aceasta este revelația naturală, îl asumi, îl simți pe Dumnezeu și dintr-o revelație supranaturală, și anume prin revelația directă. Dumnezeu a vorbit cu persoane alese, cu oameni aleși, pe care i-a ales dintre anumite neamuri să comunice adevărurile sale. Și pentru că suntem creștini, ne aducem aminte de ceea ce a fost înainte de creștinism, că nu putem să numim creștinismul, să-l tratăm ca rupt de ceea ce a fost tradiția iudaică dinainte. Așadar, Dumnezeu s-a revelat lui Noe, s-a revelat lui Avraam, s-a revelat lui Moise, aceste mari personalități ale iudeilor, și vedem că Vechiul Testament practic este o istorie detaliată a poporului evrei și a felului în care Dumnezeu a călăuzit acest popor ales către El. I-a vrut pentru El, i-a ales pentru a fi ai Lui și a vrut să-i elibereze de forța aceasta pe care o exercită păcatul asupra omului. Asta a încercat Dumnezeu să facă, respectând liberul arbitru pe care Dumnezeu l-a sădit în om. Și astfel credința nu este altceva decât o sumă de sentimente, de emoții, și acestea așezate în mai ales într-o minte limpede și înțeleaptă. Practic, Sfântul Grigorie de Nisa ne spune că atunci când și mintea și inima merg către același drum, atunci personalitatea este întreagă și simțirea aceasta credinței nu trebuie să vină doar din inimă, că apare fanatismul religios. Nu de multe ori am întâlnit oameni care n-au filtrat cu mintea lor adevărul pe care l-au primit de la anumite personalități
Și atunci nu doar inima trebuie să simtă, ci și mintea trebuie să cunoască, pentru că atunci când Iisus Hristos a înviat și Toma s-a îndoit, Toma a avut binecuvântarea aceasta extraordinară să primească o evidență, și anume i-a spus: Toma, vino, pune mâna ta în coasta mea și atinge-mă. Deci cercetează ceea ce crezi, nu doar crede fără să cercetezi. Iisus Hristos l-a invitat pe Toma să atingă, să cerceteze. De aceea cercetarea științifică este unul din factorii esențiali ai dezvoltării umane. Părintele Constantin Galeriu, marele nostru profesor, spunea că sunt două căi care merg în același loc, către același drum, către divinitate, către autodepășire, știința și credința. Ele merg pe căi diferite, dar duc în același loc. Duc în același loc. Doamna Ispas, am început discuția cu părintele Vasile Ioana despre cât de importante sunt pentru sufletul omului tradiția și credința. Cât de importantă este tradiția, pe de o parte, și cât de mult ar trebui să ne îngrijoreze faptul că ea dispare încet, dar vizibil? Tradiția, când vorbim de tradiție, termenul în sine, îl folosim de obicei ca un termen tehnic și din ce în ce mai mult ca un termen ziaristic. Presa de toate tipurile vorbește de tradiție fără să conștientizeze de fiecare dată complexitatea și adâncimea acestui concept. Din punctul meu de vedere, eu studiez această tradiție de aproape jumătate de secol. Mulțumesc. Mulțumesc. Și pot să spun cu certitudine că dacă vorbim despre tradiție altfel decât ca termen tehnic, ar trebui să vorbim despre lege, pentru că în societatea tradițională, tradiția înseamnă normă, normă pe care o accepti sau o ignori, dar față de care nu poți să fii indiferent, pentru că altfel comunitatea te elimină sau în orice caz nu vrea să te aibă prea mult în preajmă. Și această comunitate în general spune că trebuie să te porți după legea ta. Legea în limba română, în sensul tradițional, înseamnă credință. Poate că puține limbi au moștenit, noi am moștenit din limba latină, și unul și celălalt, unul pe filieră orală, lege, celălalt cu unele componente savante, credință, din lex legis și din credo. Niciodată în tradiția noastră, tradiția nu poate fi separată de credință, pentru că ea trebuie să fie legea după care se comportă toată lumea. Mai mult, desfășurarea activităților, indiferent dacă sunt la nivelul comunității, la nivelul lărgite, să spunem, la nivelul familiei sau individual, a avut întotdeauna ca reper calendarul care este și administrativ, dar întotdeauna a fost un calendar religios. Religios. Ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă, cum când se îmbracă, când trebuie să facă, ce să mănânce și așa mai departe, structurat era în funcție de acest calendar religios. Așadar, cel puțin din punctul de vedere al sistemului nostru cultural, nu prea se poate separa tradiția de credință. Am și ales tema aceasta a emisiunii: tradiție și credință. Domnule Coșa, am ascultat-o cu mare atenție pe doamna Ispas și vreau să vă întreb: credeți că în societatea de astăzi tradiția, în sensul în care ne-a explicat-o doamna Ispas, se mai regăsește pe undeva? Da, cred că da. Cred că da. Subiectul e foarte complicat din punctul meu de vedere, pentru că vedeți, am ascultat două intervenții cât se poate de, nu spun interesante, sunt mai mult decât atât. Mai ales pentru cineva care nu este foarte apropiat de înțelesurile
atât de adânci are legături dintre tradiție și credință. Dar eu mă refer la ce se întâmplă în societatea noastră zi cu zi, acum. Și mă întreb cât din sărbătorile pe care noi le pregătim acum, cât din felul în care fiecare familie sărbătorește aceste zile, sau mă rog, le petrece în familie, mai reprezintă credință și cât reprezintă o obișnuință. Pentru că, până la urmă, tradițiile la noi poate să fie interpretate, zic eu, doamnă, foarte, foarte prozaic și ca o obișnuință. Ne obișnuim ca de Paște să facem anumite lucruri pentru că așa trebuie, pentru că trebuie să facem... Sau pentru că așa a fost dat. Nu cred că așa a fost dat. Cred că există mai mulți factori care influențează acest lucru. În primul rând că, și o spun asta fără să, Doamne ferește, să fac vreo aluzie nepotrivită, cred că societatea a avansat într-o direcție în care biserica noastră nu a putut să o susțină în același ritm. Și atunci foarte mult s-au depărtat. S-au depărtat pentru că au alte activități, nu neapărat că nu cred în Dumnezeu, cred în felul lor, sau nu cred decât atunci când au nevoie, sau atunci când sunt puși într-o situație foarte dificilă și recurg la autoritate supremă în care brusc au început să își pună speranța. Dar alții se duc la biserică și practică, asta spune eu, o credință aproape tehnică. Țin fel de fel de parastasă, știu tot ceea ce biserica face din punct de vedere al activităților pe calendar care sunt. Dar credința în sensul înțelegerii, așa cum spunea părintele, a ceea ce înseamnă dumnezeirea, nu știu dacă astăzi mai este prezentă în sărbătorile Paștelui. De Paște, oamenii în România, sau mă rog, cei care sunt în mediul urban, poate la rural s-au mai păstrat ceva, au în primul rând niște obiceiuri pe care le urmează într-o matematică foarte riguroasă. Aprovizionarea pentru masă, una, două vizite la biserică, repede, ca așa trebuie. Dacă e posibil să duc la înviere, pentru că este un lucru la care socializarea lucrează bine. Acolo se întâlnesc, mai schimbă câte o vorbă, două, au trecut Paștele, au uitat de tot ceea ce a fost. Și așteptăm altă sărbătoare, care iar înseamnă o masă, iar înseamnă eventual două, trei zile de concediu, eventual o relaxare pe la munte sau pe la mare. Credința, din punctul meu de vedere, e cu totul altceva. Este o stare pe care trebuie să o simți, indiferent că e Paște, Crăciun sau altceva. Dacă ne referim la emisiunea noastră, dumneavoastră, doamnă Oprea, faptul că astăzi ați ales o temă atât de inspirată este un lucru, a spune eu, nu chiar foarte bun, pentru că probabil de credință ar fi trebuit să se discute mereu. Nu discutăm numai atunci când e Paște. Așa este. Dar asta este ori tradiția, ori obiceiul, ori despărțirea asta care există între credința în Dumnezeu, nu credința în regulă, în lege, ci în Dumnezeu și tradiția pe care o avem de sărbătorire a acestor lucruri, care au cu totul altă. Și mă întreb atunci, de ce astăzi nu există o mai mare preocupare, nu numai din partea bisericii, și a educației în general, pentru transmiterea acestui element de credință profundă. Nu niște elemente care sunt vizibile, cum noi discutăm azi despre biserică și regret lucrul ăsta, regret. Despre biserica ortodoxă română discutăm mai în mass media, în societate, numai prin prisma catedrale. Catedrale, corect. Cât costă, cât nu costă, câte cărămizi, câte betoane. Un lucru oribil, oribil. Deci, mi-e teamă că s-a cam rupt această legătură între tradiția care înseamnă obligativitatea ouălor roșii a mierului, a mesei, și credința care înseamnă de zi cu zi o înțelegere, asta e felul meu de a înțelege faptul că nu reprezintă aproape nimic fără mediul ăsta pe care ți-l dă o dumnezeire și care înseamnă până la urmă intenția zilnică de a te comporta în regulile sfinte, adică să nu faci rău pe cât posibil și să încerci să fii mulțumit cu tine însuși. Asta e o situație pe care nu știu dacă o întâlnim azi la marea majoritate a populației în România, nu știu ce se întâmplă în lume în general, dar în România văd că, spre exemplu, astăzi era mai multă lume
la supermarket decât la biserică. Așa este, maestră, așa este. Aveți mare dreptate. Vreau să vă spun că Iisus însuși a condamnat deschis fariseismul și dualitatea. Faptul că tu te afișezi ca fiind credincios și în realitate ești deosebit de zgârcit, cu suflet mic, invidios, orgolios și așa mai departe. Așadar, Domnul însuși, când a venit pe pământ și a propovăduit această lege a iubirii, pentru că El a spus iubiți-vă unul pe altul așa cum eu v-am iubit pe voi, iubirea este cea care trebuie să cuprindă inimile noastre în aceste zile și nu numai, în fiecare zi. Însă s-a născut o falie, o despărțire, din păcate, este o realitate pe care ați surprins-o foarte corect, între obișnuințe și este aici o inerție a sărbătorii pe care o găsesc doar la persoanele care sunt deosebit de superficiale, pentru că în mod sigur realitățile văzute, parastase, slujbe, post, lăsat sec, acești termeni tehnici pe care îi găsiți ca tehnici, ei dacă sunt trăiți autentic, dau sens oamenilor care trăiesc autentic aceste tradiții pe de-o parte, care au în spatele lor o profundă semnificație pe care o cunosc cei care o descoperă. Și astfel eu care vin din piața universității unde am parohia și văd acolo sute și sute de tineri care vin la biserică și care îl descoperă pe Dumnezeu tainic, liniștiți, cu minți, curați la suflete și se roagă la Dumnezeu să primească ajutor dumnezeesc și să simtă o legătură vie cu Dumnezeu. Și atunci eu îi angrenez în activități social-filantropice, caritative, mergem cu bicicletele în parc, cu copii, avem activități speciale, ateliere de bucurii în care pe copii îi punem îi ajutăm să picteze pe sticlă și apoi aceste activități îi ajută pe copii să-L cunoască pe Dumnezeu în biserică, nu neapărat prin reguli, ci prin iubirea și dragostea pe care o simțim cu toții acolo. Așadar, eu văzând că tinerii vin, pot să aduc mărturia faptului că foarte mulți tineri îl iubesc pe Dumnezeu și caută locuri în care găsesc sinceritate și astfel ajung să-L cunoască pe Dumnezeu. Însă, societatea a început să despartă sărbătoarea de divin. Și aici este o realitate pe care o surprind și eu, și anume vine iepurașul cu dar. Toată lumea spune Paște fericit, ceea ce este greșit. Da, e greșit. Hristos a înviat. Hristos unde este? Pentru ce sărbătorim noi? Pentru acea masă. O masă putem să avem în fiecare zi a anului. De aceea, sigur că Paștele are rădăcini în Pesahul iudaic și el este eliberare. El ca termen este foarte potrivit, dar a ieșit Hristos din urările noastre. Dacă Hristos a înviat și noi vom învia, acest miracol al învierii spiritului, sufletelor noastre, este esența. Credința este esența. Biserica nu face decât să păstreze acest cadru în care credința să crească, sentimentul acela profund de respect față de aproapele, de ajutor al sărmanului, acestea toate țin de credință. Celelalte lucruri sunt reguli care ajută omul să meargă pe cale. Omul are nevoie de un GPS ca să ajungă la cer. În termeni moderni, să spun. E limpede că avem nevoie de niște direcții, dar dacă nu le avem în duh, degeaba ținem post, dacă suntem răi. Da. Degeaba încercăm să ținem post negru, chiar dacă aproapele tău, când te-a supărat, îl urăști. Și astfel că aceste reguli, într-adevăr, pot să devină dușmanul credinței, dacă nu sunt adevărate și susținute de structura spirituală. Însă Paștele este o sărbătoare extraordinară a învierii sufletelor noastre și cei care cred în miracolul pe care Hristos l-a făcut, că și-a înviat propriul trup și a eliberat sufletele noastre, omul care simte cu adevărat asta nu vine la biserică degeaba și este un om împlinit care simte sărbătoarea cu adevărat. Am revenit, doamnelor și domnilor, și să știți că ați fi invidioși dacă ați aflat ce lucruri minunate s-au discutat aici în platou în pauza publicitară. Sper din tot sufletul să se reia discuția. Doamna Ispas, s-a oprit emisiunea când părintele Vasile Ioana spunea că divinitatea a dispărut din aceste sărbători, că urăm Paște fericit. Nu am spus asta. Am spus doar că oamenii nu se mai focusează pe esență,
și pe Iisus Hristos și că iepurașul, masa de Paști, cum spunea domnul profesor, tradițiile legate de miel, sărmanii miei, vorbim și despre ei, neapărat. Toate aceste tradiții, dacă sunt doar ele, îl țin departe pe om de Iisus Hristos. Asta am spus. Doamne, Iisus. Revin la problema care mie dragă, cea a calendarului. Pentru că puțină lume realizează că există o ritmicitate a timpului și că există și o specificitate a spațiului. Aceste lucruri în situația sărbătorii nu pot fi trecute cu vederea. Și în situația sărbătorii, în mod special, spațiul sacru își conservă, spațiul unde se oficiază, sacru ăsta, mai zis eu, e pretutindeni și e în afara noastră, dar spațiul unde se oficiază își păstrează întotdeauna atributele specifice, el a fost supus unor ritualuri anume, iar timpul este infinit. Deci noi îl judecăm după existența noastră, după data nașterii și eventual cea pe care o consemnează cineva morții, numai că și timpul ăsta pe care noi îl segmentăm așa, el este în afara noastră, este înainte, este după și îl calculăm așa înainte de nașterea lui Iisus și după nașterea lui Iisus. În ultimii 200 de ani, poate mai mult, poate mai puțin, asta e deja așa o afirmație hazardată, dar în orice caz, într-o perioadă mai recentă, s-a produs un proces evident, de, să zicem, accentuare a unui aspect al sărbătorii. Sărbătoarea, noi avem trei mari sărbători, de fapt, față de care ne desfășurăm întreaga existență. Crăciunul, Paștele și Rusaliile. Între aceste perioade sunt o sumedenie de momente de punctare a etapelor de trecere în care facem sau nu facem niște lucruri, dar aceste sărbători au două componente majore, fundamentale. Una este sărbătoarea, cealaltă este serbarea. Lumea modernă, noi așa o și privim, da. Sărbătoare sau serbare. Lumea modernă nu mai dă atenție pentru că nu știe, dar are încă sensul intricat, sensul rămâne, chiar dacă noi nu vrem sau nu-l mai cunoaștem, el este încifrat acolo pentru că sunt în urmă sute sau mii de ani de sens statornic, de continuitate și el există undeva acolo. Numai că nefiind oamenii instruiți, necunoscând ce înseamnă fiecare gest și dacă vreți fiecare concept. Eu țin foarte mult la limpezirea conceptelor. Confuzia conceptelor dă naștere. De ce spuneați înainte, pe pauza publicitară, că țăranul era un foarte bun teolog? O, pentru că el știa întotdeauna de ce face ceva și de ce nu face. Ceea ce nu se întâmplă... Aici intervine acel automatism despre care vorbea domnul profesor. Există, e adevărat, un automatism, dar să știți că dacă am avea un pic de răgaz, noi, fiecare în parte, sau cei care obișnuiesc să comenteze sărbătorile, cum se sărbătoresc ele, ce anume trebuie să... Deci, partea festivă a sărbătorii. Specialiștii din domeniul meu, etnologii, vorbesc despre festivalizarea lumii, festivalizarea vieții. În procesul de trecere de la sacru spre secular, pe care omul îl, să zic, îl crede posibil sau îl performează sau îl instrumentează sau îl trăiește, îl acceptă și îl dorește, în procesul de trecere de la sacru spre secular, apar o sumedenie de pseudo-sărbători. Zicem noi, sărbătoarea, eu știu, anului nou, sărbătoarea bătutului cu fulgi, am văzut, cu perne. Chiar și sărbătoarea de 1 mai, la bază, este o fostă sărbătoare religioasă, creștină.
Ea a devenit ziua muncii, mă rog, printr-un proces îndelung. Au apărut sărbătoarea luminii. Știți, există sărbătoarea soarelui. Există la noi sărbătoarea, eu știu, a ei, spre exemplu. Nu e sărbătoare. E o formă de celebrare a unui element frumos, pe care îl admirăm, dar este o formă de festival. Faptul că în loc de festival, să știți că o bună perioadă de timp se folosea acest termen, festival. Acum am aflat că, nu știu unde, în Bucovina, există festivalul ouălor încondeiate. Festivalul ouălor încondeiate n-are absolut nimic a face cu sărbătoarea Paștelui, după părerea mea, pentru că încondeierea ouălor este, de fapt, un meșteșug artistic care se practică tot anul, care e făcut pentru vânzare și atunci când golești ouă de conținut ca să reziste mai mult, se cheamă că nu mai vopsești ouă de Paște. Deci, una dintre principalele direcții pe care eu le consider demne de luat în seamă este separarea sărbătorii de serbare. Și faptul că omul modern vrea mai mult serbarea, pentru că loazirul, nevoia de a se distra, nevoia este asociată de obicei cu ziua liberă, care în mod, să zicem, ușor forțat a fost numită întotdeauna sărbătoare. Și atunci se face această confuzie despre care eu vorbeam. Părinte, cum facem să, pe de parte, să îndepărtăm această confuzie și pe de altă parte, eu cred că foarte mulți oameni ar crede mai mult cu credință, ca să mă joc un pic cu aceste cuvinte, joc frumos, bineînțeles, dacă ar înțelege anumite lucruri din... Să știți că ar putea să înțeleagă de la vlădică până la opincă. Dar nu mai există disponibilitate la efort, ca să spun așa, din punct de vedere spiritual. Adică atunci când urmează să sărbătorești Paștile, sărbătoarea Învierii Domnului, atunci tu, ca orice creștin sau necreștin, sau creștin practicant sau creștin de an, cum îi numim noi pe cei care vin doar o dată pe noaptea de înviere și iau repede lumina și pleacă acasă și să mănânce mielul. Dacă tu ai puțină disponibilitate să intri în Duhul Sărbătorii, atunci sărbătorești cu adevărat. Pentru că Duhul Sărbătorii înseamnă ce a făcut Iisus acum 2000 de ani, ce s-a întâmplat atunci când Iisus a fost judecat în mod nedrept, deși a fost nevinovat, nu a făcut decât să ajute oamenii și a beneficiat de ura unor oameni care din invidie l-au ucis. Și pentru că forța lui era atât de mare încât ceilalți au intrat în panică, mulțimile mergeau după el. Și el și-a dovedit dumnezeirea sa, a înviat din morți a treia zi, în prezența soldaților romani, a biruit moartea, s-a dus în temnițele iadului, a liberat pe Adam și Eva a promis Dumnezeu lui Adam și Eva că va veni răscumpărătorul. Deci atunci când se face o mare greșeală, ea trebuie răscumpărată. Și această răscumpărare a venit prin Iisus Hristos, care a venit în Fecioara Maria. Fecioara Maria este cea care a făcut ceea ce n-a făcut Eva. Adică Eva a fost mândră și neascultătoare, Maria a fost smerită și ascultătoare, iar Iisus Hristos s-a jertfit pentru lume. În numele întregii omeniri, Maria, da? În numele umanității. Și atunci, dacă omul ar avea disponibilitatea... Noua Evă. Exact, ea este noua Evă. Deci țăranul spune asta, dar el știa de ce este noua Evă. Pentru că ea a zis, fie mie după cuvântul tău, e doar un exemplu. Așadar, omul dacă ar merge în biserică să simtă sărbătoarea, să asculte cuvântul de învățătură și să ducă din minte, în inimă, toate aceste adevăruri, atunci sărbătoarea ar avea o altă conotație. Dar dacă omul astăzi este pe fugă, este în viteză, este stresat, el nu mai are timp să facă asta. De ce nu mai are timp? Pentru că nu-și face timp. Pentru că managementul ăsta al timpului ar însemna ca vinerea mare să mergi la prohod și să asculți acolo ce a ieșit din popor, aceste versuri atât de frumoase, emise, versuri populare, când ei cântă acolo atât de frumos, toată patima, nu teologic, ci simțit de țăranul român. Cu prohodul este o splendoare. Și atunci dacă tu zici, dom'le, fac ouăle joi,
Dar Vinerea Mare sunt la biserică. Acolo aflu ce s-a întâmplat. Iar în noaptea de înviere nu mă duc numai să iau lumină de acolo și apoi să îi plec repede acasă să mănânc mielul. Trebuie, rămân în liturghie și mă rog și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce am primit în anul acesta. Îl rog mai departe să mă sprijin, să fie cu mine Dumnezeu. Că Dumnezeu nu dă și ea. Este un concept greșit. Știți ce vreau să vă spun? Că acest segment, acest moment special al luării luminii, eu consider că este deosebit de important, chiar dacă este așa de scurt pentru unii dintre participanți. În perioada care a trecut, dinainte de 90, era tulburător faptul că erau oameni care, într-adevăr, nu veneau aproape deloc la biserică. Aici, cred că iarăși confundăm, să nu confundăm instituția cu locul de rugăciune, cu biserica, care există o asemenea confuzie la nivelul comun. Ei bine, eu îi consideram atunci, și așa îi consider și astăzi, pe cei care atunci, în noaptea aceea, vin să ia lumină, nu ca pe niște persoane care mimează, ci pur și simplu pentru că în adâncul lor există ceea ce am numit eu modelul moștenit, ăla tradițional, care sigur poate să dispară peste câteva generații, dar deocamdată este un model comportamental intricat făpturii noastre de români, românilor. Și faptul că ei se duc o dată pe an să ia lumina, acest comentariu l-am avut în cursul unei discuții cu colegii mei, mă rog, și cu alți intelectuali totuși, o să râdeți, puțină lume înțelegea exact ce înseamnă învierea în trup și nu făceau legătură între învierea în trup și înălțarea cu trupul. Astea sunt niște lucruri foarte... Dar toată lumea înțelegea că este foarte important pentru că este o pogărâre a acestei autorii, a transcendentului, știți, Blaga, da? Transcendentul care coboară asupra tuturor celor care participă la ceremonia respectivă. Domnule Coșa. Ce să vă spun, sunt lucruri atât de interesante încât merită să le asculți, nu să vorbești. Mai ales când nu ești foarte pregătit în domeniu. Dar aș vrea să coborăm puțin nivelul la ce se întâmplă acum în zilele noastre. Sigur că putem să discutăm foarte multe lucruri. Sărbătoarea care e deosebit de ce spunea dumneavoastră, doamna Ispa, sărbătoarea cireșilor, a ei, iar nu știu cum, sunt evenimente comerciale. Sunt un element de marketing foarte modern. Și astea apar în foarte multe locuri pentru că este un eveniment care promovează o marfă, nu are nimic de a face cu altceva. Se numește sărbătoare că probabil nu avem alt termen. Unii zic festival, alții zic sărbătoare, mă rog. Acum, vedeți, există o situație pe care trebuie să o discutăm și poate eventual cineva să o rezolve până la urmă de la foruri foarte înalte. Noi suntem în momentul de față un popor foarte stresat, obosit, înspăimântat. Suntem un popor care, din punct de vedere al dezvoltării țării, din toate punctele de vedere, nu are potențialul de mișcare. El supraviețuiește. Supraviețuiește într-o formă care îi convine câteodată, dar nici nu se mișcă, nici nu este pornit de un impuls. Eu fac economii. Dar economia pe care eu o fac, la o vârstă înaintată pe care o am și cu experiența foarte, foarte mare, mă conduce la ideea că economia nu mai poate fi concepută matematic. Și nici prin niște reguli sau grafice sau tot ceea ce înseamnă economia în manuale. Ea trebuie să aibă neapărat o legătură cu sociologia, cu etnografia, cu etnografia, cu etnologia, cu toate lucrurile care țin de comportamentul omului și de manifestările lui. Pentru că economia e o știință socială, ea se manifestă prin oameni. Și aici apare factorul ăsta. Cum să miști poporul ăsta ca să facă ceva? Pentru că vedeți că nu se face. Asta e adevărul. Noi trăim mai bine ca acum 40 sau 50 de ani, dar nu trăim cum trăiesc alții. Cu ce să-l miști? Singurul mijloc de mișcare este religia, credința. Să știți, e singurul lucru care ne poate uni. Nu limba, că zice limba, noi vorbim toți la fel. Nu contează. Nici nu vorbim toți la fel, de fapt. Dar
Asta e un factor de impuls cu efect economic. Este unul din motoarele pe care România le poate pune în mișcare pentru a mișca tot angrenajul ăsta care până la urmă ține de oameni. Nu de guvernul Cioloș, de guvernul Boc sau altceva. Ține de omul de pe stradă care nu se angrenează în motor pentru că nu-l interesează, nu crede în el, nu are nicio credință. Ar trebui să creadă în ceva. În ce? În puterea lui, iar puterea lui, puterea acestui popor, economic spus, factorii de producție, sunt până la urmă un dar de la Dumnezeu. Eu cred în asta. Dumnezeu ne-a dat un loc economic care ar putea să fie valorificat. Nu ne-am născut pe pietre sau în deșert. De-aia a dat pilda talanților. Iisus însuși a spus clar, dacă ai primit 2 și n-aduci 4, ai o problemă. Da, exact. Eu eram copil în epoca comunismului și nu aveam nicio legătură cu religia. Și atunci tatăl meu, care era un om foarte apropiat de biserică, un ardelean, a adus acasă pe preotul Mateescu de la Biserica Visarion, care o dată pe săptămână ne povestea. Mare preot. Ne mare povestea. Preot. Nu ne ținea lecții. Ne povestea lucruri pe care nu numai că le țin minte, dar m-au și orientat într-o anumită direcție care nu pot să zic că este apropiată de un practicism. Nu mă duc la biserică în fiecare zi, nu mă duc în fiecare duminică, dar am această teamă permanentă că ceva se întâmplă dacă nu am încredere în ceva. Lucrul ăsta în societatea noastră nu mai există. Oamenii nu mai cred în nimic, ei se adună și devin solidari la evenimente tragice, vezi colectivul. Da. Nu se adună nici măcar la sărbătoarea cireșilor. Trebuie să-i aducă primarii. Eu pot să vă aduc 2 exemple, maestre. Nu, ce am ascultat și mi-a spus dumneavoastră și am ținut un termen extraordinar. A spus laboratoarele bucuriei, acum a spus. Da, ateliere de ateliere bucurie. Ateliere sună de bucurie. Extraordinar. Sâmbătă dimineața să vedeți 50-60 de copii în biserică lucrând cu mânuța lor, făcând daruri pentru mame. Asta este extraordinar pentru că ei găsesc un loc. Da. Găsesc un loc unde să se adune. Sunt gălăgioși, dar sunt așa contează. De frumoși. Cred, asta doamna Ispas, vreau să spune ceva. Este o foarte mare... De ce de 8 martie și nu de 25? Sigur, e o sărbătoare splendidă, 25 martie. Acum am fost ușor răutăcioasă. Ideea este, maestre, e foarte frumos sau ce spuneți. Sau de ce nu de 1 martie, oamenii... care este sărbătoare tradițională românească, ne chinuim noi, etnologii, să încercăm să o facem să supraviețuiască în tot în ce avea martie, ea mai să știți că mai supraviețuiește. Nu, cred că fiecare mamă primește o floare de 1 martie. Nu floare trebuie să primească, ci mărțișor. Trebuie să primească șnurul ăla alb cu roșu, nodat, da, eventual cu o mică amuletă alături și în orice caz nu trebuie să primească ce văd eu pe piața mărțișoarelor pe care o studiez de 25 de ani. Dar piața mărțișoarelor e un lucru extraordinar de studiat. Da. Adică de la simbolul care reprezintă, mi se pare că de la roman vine, nu? Că punea un pom cu alb și cu roșu. Eu am citit. Dar știu că sunt și alte interpretări. Așa. Ca să ajungi acum să dai mărțișor niște lucruri chinezești care nu au nimic de a face cu tradiția și transformarea zilei aceștia de fapt într-o zi de tot de comerț până la urmă, că se cumpără și se vinde. Știți că procesul ăsta de comercializare este foarte interesant la anumite produse. Spre exemplu, omul nu mai are timp să facă, da? Nici eu nu am timp, am făcut ouă aseară foarte târziu. Să zicem, omul în general nu mai are timp să facă ceea ce trebuia să facă trebuie să sub formă la de jertfă. Că tot ce se făcea era se făcea o jertfă pentru cei din familie, pentru cei din comunitate și așa mai departe. Că jertfă acum este banul. Răscumpără. Își jertfește banul. Da. Răscumpără activitățile pe care trebuia să le facă pentru că altfel nu mai poate să le facă. Am revenit, doamnelor și domnilor, și așa cum v-am promis, vom discuta pe această ultimă parte a emisiunii Miezul Problemei despre Paște și despre ce semnifică această minunată sărbătoare pentru poporul român din punct de vedere religios și din punctul de vedere al tradiției. Părinte, vă rog. Paștele este împăcarea omului cu Dumnezeu, de fapt, dorința vie și puternică a lui Dumnezeu de a salva omul. Și astfel a trebuit ca Dumnezeu să intre în condiția noastră umană, să fie unul dintre noi,
să trăiască la fel ca noi, să aibă o familie la fel ca noi, să aibă o carieră, da? să iasă în public, să se prezinte oamenilor și să-și prezinte oferta sa, în termeni, să zicem, postmoderni. Astfel că el a venit pe pământ, a trăit la fel ca noi și la vârsta de 30 de ani, când avea dreptul să se adreseze mulțimilor, a început propovăduirea sa. Și a început un șir lung de miracole întâi, pentru că oamenii aveau nevoie de asta. Acela era nivelul de pregătire al oamenilor. Aveau nevoie de asta, să-i ajute, Dumnezeu a făcut asta. Și apoi... și astăzi au nevoie de miracole, iertați-mă. Însă nu atât de mult, pentru că astăzi oamenii înțeleg mai mult. Și după miracol urma cuvântul, care este un miracol mai mare. Dacă din cuvânt ești inspirat să muncești mai mult, să înțelegi că taina vieții este... că tu ești sinteza alegerilor tale proprii și dacă alegi cu înțelepciune lucrurile bune din viață, te vei putea bucura de ele și dacă energia ta se duce numai către joasa frecvență a hulirii aproapelui, a vorbirii de rău, a găsirii răului din absolut orice, tu rămâi într-o zonă de joasă frecvență și nu reușești să te ridici. Și ca să te ridici ai nevoie să te scuturi puțin de răul lumii. Și atunci Iisus Hristos a adus cu dragostea sa toate cuvintele necesare unui om ca să fie echilibrat și fericit, după ce a încheiat prin cuvintele sale, marile sale predici, unice, au început cu fericirile, fericiți cei săraci cu Duhul, fericiți cei milostivi, fericiți cei curați cu inima, fericiți făcătorii de pace. Astfel toate acestea arată omului o cale. Deci Domnul a arătat o cale și apoi nu numai a arătat-o și a prezentat-o, a trăit-o, pentru că oamenii au nevoie de modele pe care să le urmeze. Și Domnul și-a iertat pe cei care l-au lovit. A strigat atunci când era bătut și pălmuit, iartă-i, Doamne, că nu știu ce fac. Părinte, iartă-le păcatul acesta. Așadar, Domnul ne-a dat un mod de viață. Dacă noi îl urmăm pe Hristos, pe Iisus Hristos și ceea ce a făcut El... Îmi aduc aminte din copilărie la sport, profesorul meu de sport făcea roata perfect și astăzi îl văd pe profesorul meu de sport înalt, zvelt, striga, băi copii, așa se face roata! Și făcea o roată perfectă și noi am fost inspirați să facem roata așa frumos. Îmi aduc și acum aminte, m-a inspirat profesorul acela, asta face un lider, inspiră, asta a făcut Iisus Hristos, ne-a inspirat să coborâm la nivelul celui care are nevoie de noi, dacă suntem mai sus, să ne smerim, El însuși s-a smerit, ne-a învățat să iertăm, ne-a învățat să iubim și ne-a învățat să ne eliberăm de propriile noastre mecanisme interioare care ne țin în egoism. Asta prin dăruire. Și atunci când ești din tine în necazul celuilalt, ai realizat ceea ce Iisus a realizat. Și asta este de fapt esența. Iar El, mai mult decât atât, sigur, a salvat omenirea din păcat și a eliberat pe protopărinți, pe cei care au făcut păcatul originar și pe cei de după el și până la sfârșitul veacului prin el am devenit nemuritori și moartea nu mai are ultimul cuvânt, pentru ca moartea să nu fie fără de sfârșit. Iisus Hristos prin jertfa sa a pus capăt morții, pentru că nu totul se termină la mormânt, ar fi prea puțin să se termine totul la mormânt. Iisus Hristos ne-a dovedit că poate să învieze trupul lui Lazar, care de 4 zile era deja în putrefacție, că acolo e foarte cald, și el a spus, Lazar, ieși afară. Asta a făcut cu o săptămână înainte de învierea lui. De fapt, învierea lui Lazar este o sărbătoare uriașă a creștinilor, dovada învierii trupului din morți. Și celelalte învieri ale fiicei lui Iair și așa mai departe. De aici credința și credința vie că trupurile noastre la judecata de apoi vor reintra așa cum vezi iarna un băț și dacă îl vezi în aprilie totul e verde, este frumos, înviază, de aceea nu întâmplător această frumoasă sărbătoare a învierii este primăvara când natura toată ne dă exemplu viu al învierii. Iisus Hristos a înviat ca să ne învieze pe noi oamenii și a făcut-o pentru noi oamenii. Asta este mesajul învierii, este sărbătoarea iertării, este sărbătoarea bucuriei, faptului că suntem nemuritori și este sărbătoarea victoriei împotriva morții și a păcatului care aduce boala. Deci aici moarte, păcat, boală, toate acestea au tras pe om în jos.
din alegerea proprie omul a făcut asta. Nu-l obligă nimeni să facă asta. Aici vorbim de liberul arbitru. Liberul arbitru a fost lăsat de Dumnezeu. Dumnezeu nu poate interveni peste liberul arbitru pe care el l-a sădit în om, pentru că el l-a creat ca pe el, liber. Și cu voință, rațiune, sentimente, aceste atribute divine au ajuns în noi. Le avem în noi. Noi suntem mini-Dumnezei, ca să mă exprim iarăși în postmodern. Avem toate atributele ca să fim ca Dumnezeu. Dacă facem ceea ce a făcut Dumnezeu, să iubești, să te jerfești, să ierți, să te pui în slujba aproape lui, aceasta este esența sărbătorii. De aici e o distanță foarte mare până la aceste lucruri atât de simple ale depărtării omului de aceste mesaje și de aceste realități atât de frumoase. Și dacă omul este inspirat de această sărbătoare să dea un ajutor unei bătrâne care n-are, noi în parohia asta facem, adunăm tinerii din parohie și mergem la o bătrână care stă în pasajul Victoriei și nu poate să-și facă piața. Și doi copii frumoși de 20 ceva de ani se duc și duc sacoșe cu ceva de mâncare. Îi aduce o bucurie. Știți ce mare bucurie este pentru om singur? Omul înțelege de această sărbătoare că nu mai e singur. În sistemul tradițional, părinte, era pomana. Sigur, era obligatorie. Pomana era o instituție care străbătea tot anul calendaristic, avea momente bine precizate. Mai erau și pomenirile celor care mureau la 40 de zile, la 6 săptămâni. Deci pomana era o, care astăzi constat că e atacată. Nu numai atacată, și pe bună dreptate, deci că uneori devine o fală. Oamenii își fac parastase să arate ce au. Nu e regulă. Se întâmplă asta. N-aș spune că e așa. Vă invit în Oltenia să vedeți mormântările de vii. Alea sunt permanent prezente. Nu știu dacă știți exact semnificația înmormântării de vie. Știu de exact. Viu, pentru că acest ritual, că el este un ritual are niște conotații de o profunzime cu totul specială. Da. Dar instituția pomenii este o instituție care asigura socialul de astăzi, sigur, nu mai hrană și îmbrăcăminte în Oltenia, pe care dumneavoastră o criticați. Se dă cortul, adică se dau de pomană cui are nevoie mobilier. În Prahova sigur, se dă și în felul ăsta, pat, masă. Și în Oltenia și în alte părți. Deci chestia, problema asta e o problemă de foarte mare importanță. Ea are sensul de rugăciune. Deci toți cei care fac aceste pomeni, dincolo de ce credeți că ar vrea să-și facă o fală socială, poate că e și asta, nu mă îndoiesc, dar dincolo de asta este sensul profund al rugăciunii. Deci pomana este rugăciunea și o fac pentru cel decedat și pentru cel viu. Să nu uităm că acum, în această perioadă, de la lăsatul secului când se face pomana de moș, până ieri, în Joia Mare, când este ultima pomană, este o statornică prezență în comunitatea tradițională a ideii că nu există moarte. Așa este. Pentru că aceste pomeniri, sărindarele, cele 40, pomana din Sâmbăta lui Lazar, care s-a făcut chiar în Sâmbăta lui Lazar, și pomana de Joi Mari, este o dovadă că comunitatea tradițională știa sigur că nu e moarte și că făcea această legătură în momentul extraordinar al Paștilor între comunitatea, între biserica luptătoare și biserica biruitoare. Cea de sus și cea care este aici în viață. Deci asta nu era nimic decât o teologie de o... profundă. Foarte profundă. Adică înțelegea exact sensul. Însă astăzi tinerii noștri au nevoie de esențializarea mesajelor și să înțeleagă ei că Paște înseamnă mai mult decât non-valorile promovate de tip iepuraș și daruri. Iisus Hristos a înviat ca să ne salveze pe noi oamenii. Și venirea tuturor românilor, aproape tuturor românilor la lumină, în acea noapte frumoasă când preotul vine cu lumina și el spune veniți și primiți lumină, lumina lui Hristos luminează tuturor, este prezența lui Iisus Hristos în lumină, că El este lumină, da, că a dovedit învierea sa și noi o primim, slujitorii Domnului am primit-o, că imediat Domnul după ce a înviat a spus luați Duh Sfânt, cărora voi veți ierta păcatele, se vor ierta. Deci noi am primit darul acesta haric,
de a da iertarea păcatelor, dar nu noi iertăm păcatele, ci Dumnezeu. Și în felul acesta Dumnezeu, prin noi, iartă, eliberează oamenii de păcate și lumina aceea, odată primită, intră în tine, în sufletul tău, dacă ai o emoție când o primești și te rogi și spui Hristos a înviat și adevărat a înviat, acea emoție din fața celor 20.000 de biserici din această țară, celor peste 300 de biserici, 350 de biserici din acest oraș, dacă ar fi să vedem de sus această țară în noaptea de înviere, am avea mai multă nădejde. Faptul că vedem că românii iubesc lumina, iubesc pe Hristos prin lumină. Vreau să știți că tradițional, toată perioada aceasta prepascală și pascală era marcată de ceea ce se cheamă focuri, focuri care în tradiția noastră nu erau divinități la care te rogi, ci erau simbol al luminii și între altele, în Joia Mare și în Noaptea de Înviere, se făceau focuri, în Joia Mare se făceau focuri în curți și în cimitire. Avem atestat în secolul al XVI-lea în Moldova, unde astăzi nu se mai practică, singura zonă unde s-a conservat e Oltenia, care este o zonă de foarte veche creștinare. Afară de aceste focuri din Joia Mare, se practicau focurile din curtea Bisericii de Înviere, care erau păzite de bărbați și care nu erau nimic altceva decât semnul luminii. Pentru că toată perioada asta tradițional stătea sub câteva, să zicem, simboluri, semne, mai mult de atât. Ele erau chiar semne de adâncime, aveau o materialitate anume. Unul este sacrificiu, sacrificiu sângeros al mielului și sacrificiu oului prin ciocnire, intră perfect în tradiția creștină. Sigur, sunt multe culturi care fac sacrificii, dar sensul acestor sacrificii este acesta legat de viziunea creștină. Celălalt este al ramurii verzi, al brazda. Tradițional, primul ou se ciocnea pe o brazdă care se punea la intrarea în casă. O brazdă verde. De ce? Iarbă verde. Siguranța învierii. Bobul acela de grâu, de buruiană, de iarbă, de ce era, a înviat stând în pământ. Așa este și a putrezit în pământ. Și a putrezit exact după sensul, exact după toamna, dacă nu putrezește, nu iese. Și el putrezește și apoi înviază. E după care urma simbolul luminii, pentru că, așa cum vă spun, sunt marcate, erau marcate în toate zonele țării. Mai mult, tradiția Paștelui, adică a Paștilor, anafura stropită cu vin, care așa, asta era absolut în toată țara și uneori sunt niște date, niște tradiții, spre exemplu, colacul din Joia Mare, cel pe care îl dădeai de Joia Mare, era folosit pentru pregătirea Paștilor sâmbătă. Asta pentru că el, colacul, are o semnificație foarte adâncă, e pâinea euharistică. Pâinea euharistică este trupul lui Iisus, pe fiecare bob de grâu, că colacul ăla nu-l fac decât din grâu curat. Pe fiecare bob de grâu este chipul lui Iisus, spune tradiția noastră. Deci țăranul român știa exact de ce frământă, știa exact ce înseamnă asta, știa exact de ce trebuie să facă fiecare gest ritual. Dar cred că și tinerii ritual de astăzi știu exact că sărbătoarea Paștelui este sărbătoarea învierii, însă diferența este dată că atunci străbunii erau un pic mai dispuși să meargă spre zona mistică de trăire a adevărurilor și astăzi a apărut o superficialitate evidentă. O vedem, o simțim în fiecare zi în trafic. Este dramatic ce a trăit maestru care s-a dus la Dumnezeu de curând, Dumnezeu să-l odihnească, actorul nostru drag, Mircea. El atunci a trecut strada și atât de nervoși au înjurat Albulescu. Cred că a fost o istorie locală, da, o istorie însă, urbană. Însă nu e întâmplătoare. Cred că a fost asta o istorie urbană. E o istorie urbană care arată unde am ajuns. Suntem prea grăbiți, suntem prea superficiali, ne interesează doar rezultatele. Dumnezeu nu se obține la telecomandă. Apropo de Părintele Arsenie Boca,
Reapictată Mănăstirea Drăgănescu, el însuși spune asta, că e bine să ajungem la profunzimi. S-ar revolta părintele dacă s-ar întoarce astăzi la poarta Mănăstirii Prislop. Mult. Da. Dacă ar vedea ce este acolo, acel comerț ieftin, că găsești icoane cu Arsenie Boca pe toate placajele. Depinde cine le produce. Tocmai asta spun, că există. Asta e o exploatare a sentimentului religios. Din păcate, asta arată superficialitatea omului modern, care nu mai pătrunde tainele, nu mai e dispus să pătrundă taina, să se intereseze, să afle. Dar nu este doar vina omului modern. Acum nu vreau să iau apărarea omului modern, dar cred că trebuie cineva să vină să le explice, cred. Angajamentul aparține individualității. Nu mai există masă, există individualitate. Marele Berdiaev, mare filozof rus, spunea: nu pot să judec o mulțime sau o națiune. Nu pot să spun că ungurii sunt nu știu cum, că românii sunt nu știu cum. Nu, fiecare om este un univers. Nu putem să judecăm și n-avem dreptul, nu? Judecăm prea ușor, prea ușor judecăm. Fiecare om e un univers. Sunt o groază de unguri minunați, sunt o groază de români minunați. Nu putem să-i luăm pe toți la un loc, sau de bulgari. Am cunoscut bulgari extraordinari. De ce să-i considerăm noi pe bulgari altfel decât merită ei să fie considerați? Mai avem 3 minute. Judecăm prea ușor. O concluzie? Nu. Nu se poate, nu? Nu, dacă am pune concluzie, am negat însă și sărbătoarea. Sărbătoarea. Zic bine, sărbătoarea Paștelor. Se poate vorbi mult. Nu. Cred că dacă ar fi așa, în ghilimele, o concluzie, a zice că e păcat că ne gândim la lucrurile astea doar o dată pe an, în primul rând. În al doilea rând, că e păcat că nu avem ocazia să ascultăm lucruri atât de extraordinare ca în emisiunea de astăzi. Și a spune că tuturor celor care ne privesc, să le urăm nu numai un Paște fericit, ci o masă îmbelșugată, ci și capacitatea de a vedea lucrurile puțin altfel. Măcar așa cum cei doi extraordinari invitați din seara asta pe care am avut și le mulțumesc că au reușit ca să o facă. Paștele este o sărbătoare care îmbină atât de multe lucruri, o filozofie atât de adâncă, o trăire atât de profundă. Până la urmă o zic eu cu un cuvânt care poate supără, dar o măreție a neamului ăsta românesc, care a reușit ca să păstreze și să dezvolte lucrurile astea pe parcursul secolelor, încât ar fi păcat să punem o concluzie. Doamna Ispas, 10 secunde, un mesaj. Paștele sărbătorit de români, conform tradiției, a fost și este încă una dintre cele mai calde și iubitoare sărbători și cred că nu s-a pierdut chiar atât de mult cât credem noi. Părinte, să ne iubim unii pe alții, să-L iubim pe Dumnezeu, să ne iubim aproapele, să încercăm să înțelegem că singura cale spre o viață frumoasă și plină de bogăție adevărată, pentru că bogat este omul care n-are nevoie de multe, singura cale spre obținerea unei stări de bine este să te jertfești pe tine, să renunți la egoism, să încerci să fii adevărat în tot ceea ce faci. Vă mulțumesc mult! Astăzi a fost o lecție, pe lângă multe altele pe care le-am învățat în seara asta, a fost o lecție când trebuie să învăț să tac. Pentru că astăzi seara trebuie să tac și să ascult. Ne-am apropiat de finalul emisiunii, doamnelor și domnilor. Le mulțumesc invitaților mei pentru prezența în platou și pentru toate lucrurile pe care ni le-au împărtășit. Vă urez un Paște fericit, să vă fie bine și să găsiți armonia și liniștea în sufletele dumneavoastră. Nu uitați, urmăriți știrile care urmează imediat.